În Biserica Soborul tuturor Sfinților din parohia Urșița Mironeasa, protopopiatul Trei Iași, județul Iași, au început sâmbătă 29 iunie 2024 sfintele slujbe dedicate hramului Sfântului Locaș. Credincioșii de toate vârstele au participat la slujba vecerniei unită cu Litia. Într-o atmosferă duhovnicească de sărbătoare, părintele stareț Nicodim Gheorghiță a oficiat slujba vecerniei împreună cu un sobor de preoți. Cu acest prilej s-au înalțat rugăciuni de mulțumire pentru toate binefacerile revărsate de Dumnezeu asupra ctitorilor. Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește, pentru bună domnirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului, și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ce pădure pe pământ s-a arătat și cu oamenii împreună petrecut. Și pe predica sărbătorii a fost ținută de către părintele Florin Buțincu de la parohia Brustureț Mironeasa, județul Iași. Au trecut prin greutățile lumii, au văzut cum sunt de mult oamenii și ajunși acolo în împărăția lui Dumnezeu și stând împreună cu Dumnezeu, iată, nu pot să fac altceva decât să se bucure atunci când ne văd pe noi, venind în Biserica Slavei lui Dumnezeu, cerându-le ajutorul și mai departe mijloacele pentru noi. Tare frumos spune Părintele stareț în cuvintele și predicile pe care le are la Sfânta Mănăstire și de fiecare dată ne spune și ne învață acest lucru. Sfinții sunt casnicii și prietenii lui Dumnezeu. Ori dacă ei sunt numiți și considerați prietenii lui Dumnezeu, oarecum Dumnezeu îi ascultă? Cu siguranță că îi ascultă. Și mai cu seamă, noi dacă ne plecăm genunchii la acești sfinți și le cerem ajutorul, iată, ei se duc mai departe și mijlocesc ca și prieteni, ca și casnici ai lui Dumnezeu, pentru binele nostru. Dar ca să facem acest lucru, trebuie să urmăm vieților lor. Un cuvânt de încurajare și de apreciere a adresat arhimandritul Nicodim Gheorghiță, care a susținut lucrările de construcție ale ansamblului parohial din Urșița. Țin să felicit pe preacucenicul cu Părintele Emanuel pentru toate realizările frumoase
Și nu în timp lung, ci în timp scurt. Bine spunea Părintele Emanuel și Părintele Părinte că Maica Domnului ocrotește toată zona aceasta și are sub sânt acoperiment ciomotorul ei. De aceea, blagoslovenia Maicii Domnului este asupra noastră, a tuturor. Mă refer la tot spun, la toată binecuvântarea revărsată asupra acestei biserici, unde mai la fel știți că vă rugați la Maica Domnului să aveți un slujitor stabil, să vă fie atât la Sfânta Liturghie, să vă ducă la calea mântuirii și să finalizați ce-a găsit Părinte Emanuel în acest loc binecuvântat de Dumnezeu. Iată în scurt timp cum arată această frumoasă biserică, împodobită cu pictură, care încă mai este puțină muncă. Dacă ne uităm bine la intrare, va blagoslovi Maica Domnului cu o frumoasă troiță, unde Maica Domnului are locul, apoi turnul cloponiță cu clopote, apoi casa prăznicală și nu de mult am fost, vedeți cum arată scara bisericii, ce frumoasă este, zici că este la o catedrală. Cât de plăcut și bun lucru poate să facă un slujitor al lui Dumnezeu dacă are și oameni buni. Ducem lipsă de bun creștin, să nu uitați ce vă zic eu, fiindcă eu din când în când, dumneavoastră nu știu dacă știți, eu mai revin în șantierul acestei biserici, în biserica din Năbrâs Tureț, unde ne apropiem cu Paștele de Sfinția Bisericii Părintelui Florin, unde va fi prezent preasfințitul Părinte Episcop Nichifor. Bucuria mare duhovnicească este că va fi Sfânta Dumnezească liturghie dimineața, la ora 9, sosit preasfințitul. Dar să ne reîntoarcem această frumoasă biserică, unde și aici, când va binecuvânta în anul preasfințitul, va fi Sfințirea acestei biserici. Văză ce frumos s-a împodobit bisericuța pe altă dată a satului dumneavoastră, unde un bun creștin am fost dascăl al bisericii, care a slujit atât la schit cât și la Ușița și la Părintele Cristian la Adâncu, care a fost format frumos de Părintele Stariț Iov. Avea o frumoasă voce, un glas, să spun, așa după rândeala mănăstirii, unde cu puținul dumnealui cea undora credincioși și credincioase, care nu știu dacă mai sunt în viață dintre ei, a ridicat acea biserică unde morții dumneavoastră odihnesc în cimitirul acela și mă dorea sufletul când vedeam trecând pe alături cum arată biserica aceea și m-a sfătit cu Părintele Emanuel. Am zis că fratele Mihai Speridon, în bucurie, văzând cum arată biserica acum și cum arată în trecut. Și auzind pe părinți cât de greu să vină cineva, măcar la curățenie, înainte de hramul unei biserici sau de sfințirea unei biserici. Mă iertați, nu vreau să vă supăr, dar este un mare păcat. Gospodinilor și gospodarilor, este cinstea satului dumneavoastră. Este cinstea comunii dumneavoastră. Este hramul satului dumneavoastră. Vă respect și vă prețuiesc pentru cei care ascultați cuvântul păstorului dumneavoastră și sunteți aproape și la bucurii că un preot ați văzut care l-ați cunoscut de aproape de părintele. Nu ușoară este crucea unui paroh. Având familie, având copilaj, sunt destule ispite și încercări și acasă, unde de multe ori părintele și părinții zâmbesc poate forțat să vă arate că sunt mulțumiți. Dar Hristos știe casa lor, familia lor, greul lor și poate nu înșunam de multe ori, nu știu ce ați făcut părintele, chiar dacă dumneavoastră nu-mi dați dreptate, mă spunea în altul ca nimic. Părinte Emanuel, ai curaj. Uite, te va salva Maica Domnului de-a urmare.
o să te salveze, Maica Domnului, în dealul mare. Dar este o mare nevoie de preoți buni. Știți cât e de greu? Cum rămânem fără mamă și tată? Așa este biserica. Fără un preot bun. Așa că prețuiți-o cât îl aveți. Și dacă aveți un cuvânt bun, sfătuiți-l. Dacă nu, nu-l derutați. Rugați-vă să fie stabil și să aibă sănătate, să vă mai poată ajuta, să vă poată sluji și să vă poată propovădui. Nu mă mâhniți. Atenție-mă, ați îmbătrânit împreună cu mine. Și v-am învățat lucruri frumoase. Pe cei care v-am informat, eu sunteți aici. În seara asta și eu v-am spovedit ani de zile ca să deveniți, să deveniți buni creștini, să nu mă faceți de rușine. Să fiți demni, să fiți cuminți așa cum ați primit, cu sărăcia aia care ați avut-o, m-ați primit și m-ați hrănit. Dovediți că ați fost spovediți de mine ani de zile și datorită mănăstirii sunteți aici. Și aveți liturghie și mai nou am auzit că este priveghere în fiecare sâmbătă care mai rar întâlnește. Într-un cuvânt sau să mă apropii să final. Nu trebuie să veniți cu ce nu aveți, doar cu un zâmbet curat, cu o vorbă bună. Cel care e pornit să se războiască asupra bisericii și asupra slujitorului satului lui, dați-i un sfat. Să se gândească că cine se leagă de biserică, se leagă de Hristos. Se leagă de preot, se leagă de Dumnezeu. Așa că sfârșitul creștinesc ca dumneavoastră va fi precum veți avea credință statornică, vie în Dumnezeu. Vă mulțumesc și vă dat rostit că existați. Precucenice Părinte, vă mulțumesc că m-ați invitat, deși eu mă simt acasă. Pentru mine aceste zone, v-am mai spus, eu am bătrânit unii dintre dumneavoastră, alții din mâhnirea mea, că nu mai sunt de față, care au plecat la Domnul. Și pot să spun că unii dintre dumneavoastră ați îmbătrânit frumos. Ați trecut prin multe încercări, foarte multe încercări, foarte multă suferință. Și Maica Domnului va binecuvânta pașa și sunteți prezenți în seara aceasta aici. Să vă bucurie Maica Domnului și rog pe Maicuța Domnului să vă dorească sănătate trupească și sufletească. Rog pe Maicuța Domnului să vă prelungească anii, să vă bucurați de tot ce ați muncit în viața dumneavoastră și să împătriți frumos alături de preocenii cu Părintea dumneavoastră, Părinte Sfântitor Emanuel și să vă bucurați de sfințirea acestei frumoase biserici și de toate realizările de până acum, până astăzi. Părintele parohiei Manuela Petrei i-a oferit părintului Stareț Nicodim o diplomă de recunoștință pentru implicarea în proiectul Pâinea noastră cea de toate zilele, derulată de mai bine de 2 ani în parohia Urșița. Părintele Stareț a primit un Nicodim Petriță ca semn de prețuire pentru implicarea în proiectul Pâinea noastră cea de toate zilele din anul școlar 2023-2024. Este semnată de doamna director Ionescu Florentina, de domnul învățător de Retic Ștefan și de părintele paroh subsemnatul care îl vorbește. Parohia Urșița a fost înființată pe 8 februarie 2010, având ca loc de slujire vechea biserică din lemn, ridicată în anul 1985 cu hramul Izvorul Tămăduirii. Piatra de temelie pentru noua biserică, închinată soborului tuturor sfinților, a fost pusă în anul 2007. În prezent lucrează la pictura Sfântului Locaș.